Un om călătorea. Era iarnă, ningea și era frig. Deodată vede un han în fața lui. Intră și hangiul îl primește cu brațele deschise. Îi dă o cameră, îl cazează și îi pune pe masă multă mâncare. Omul se ospătează, se simte bine și întreabă cât are de plată. Însă hangiul e un ciudat, nu vrea să ia bani. Îi spune obiceiul locului. Fiecare călător în loc de plată este dator cu o poveste de viață. O poveste din viața lor. Reală sau imaginară, nu contează. Însă omul nostru nu se pricepea la povești. Nu știa niciuna. Pur și simplu nu avea ce povesti. Viața lui fusese una normală, obișnuită și nimic interesant nu era de povestit din ea. Prin urmare, spre dezamăgirea hangiului, nu putea plăti ce i s-a cerut și pleacă în camera lui să doarmă, că era foarte obosit. Pe la miezul nopții aude un zgomot. Lampa se aprinde singură în cameră. Omul se ridică speriat. Perna pe care dormise până atunci se ridică și ea și îl lovește puternic în cap, în mod repetat, manevrată de o forță invizibilă. Convins că e ceva necurat la mijloc, omul se îmbracă și vrea să plece. Însă obiectele din cameră îl loveau puternic. Cuierul refuză să-i dea paltonul, pe care îl smulse cu mare greutate. Iar când se iese clanța ușii, îl lovi brusc peste mână. În curte, copacii și-a plecară brusc crengile, să îl biciuiască peste față. Până și poarta refuză să se deschidă și a fost nevoie să sară peste ea. Abia reuși să scape din acel coșmar. Fugi prin zăpadă tot mai mare până la marginea primului sat. Acolo bătu puternic la ușa primei case întâlnite și trezi gazda. Un om în vârstă, dar binevoitor și ospitalier, căruia îi povesti dintr-o suflare toate întâmplările ciudate prin care a trecut și cât de agresat se simțea el. Apoi, privind mai bine la gazdă, își dădu seama că era chiar hangiul de la han, care îi zâmbi și îi mulțumi pentru povestea ciudată pe care tocmai a spus-o. Era tot ce își dorea el ca plată pentru camera oferită. Apoi îl întrebă dacă n-ar fi fost mai înțelept să-i fi spus o poveste oarecare de la început. Hey, I got designer from head to my toe. I'm a designer, my bitch on the coat. I got Givenchy all over my coat.